Un zgomot puternic urmat de o bubuitură cumplită s-a auzit în această dimineață în Constanța, într-o intersecție din centrul orașului. Un bărbat care conducea cu viteză un automobil a intrat în intersecție fără să se asigure și a izbit în plin microbuzul. În secunda imediat următoare, mașina plină cu oameni a fost aruncată într-un stâlp de beton de pe marginea străzii. Am găsit 21 de pacienți. Din fericire, pacienții erau cu politraumatisme minore. Toți pacienții au fost, bineînțeles, imobilizați, cu coliere cervicale, cu atele, pentru că exista suspiciunea de fracturi. Pacienții au fost monitorizați, stabilizați și transportați în unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța. Șocul a fost atât de mare încât nici șoferii nu știau prea bine ce și cum s-a întâmplat. Bărbatul care conducea microbuzul n-a putut spune cum a fost lovit de șoferul vinovat. Spune și nouă ce s-a întâmplat. Nu vă spun nimic, lăsați-mă că nu pot să vorbesc. De treaba noastră ce am făcut, cum am făcut. Păi erați la volan. Da, și ce ați făcut? Nu mă cercetați noi asta, vă rog frumos, lăsați. Cu două mașini lovite și rezervoarele de combustibil afectate, exista pericolul unui incendiu, așa că pompierii au îndepărtat pe toți cei care se aflau în zonă. S-au asigurat măsuri pentru prevenirea stingerea unui eventual incendiu, s-a perimetrizat zona, au fost scoase bornele bateriilor autoturismelor. Pasagerii transportați la spital au fost investigați medical, însă niciunul dintre ei nu prezenta răni grave, așa că au fost lăsați să plece acasă. Cel cu Renault n-a dat prioritate, eu sunt șofer și cunosc regulile, n-a dat prioritate. Și ăsta cu microbuzul l-a lovit, a preferat să intre în stâlp, că altfel făcea zop. M-ați speriat? A fost grav? Da, bineînțeles. Avem destule probleme și la picior și la cap aici. Lumea a intrat în panică că nu puteam să coborâm, care s-au strivit la picioare cu scaunele. Eu stăteam jos, mi-am strivit doar piciorul, acum alții au fost mai gravi, am scăpat mai ușor. Poliția a început investigațiile la fața locului. S-a efectuat testarea alcoolscop a celor doi conducători auto, rezultatul fiind negativ. Niciunul dintre cei doi conducători auto nu a suferit vătămări corporale. Șoferul vinovat s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală și va rămâne temporar și fără permis de conducere.